care poți să casă, să o ordinară, de clasă lipsa noastră de schisă. Lipsește motivat Andrei Ciprian și domnul Iuliana, care vă așteptă. Da, nu m-am luat. Nu ați adunit, așteptăm. Având în vedere că e statutară, e declară deschisă și să dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Punctul 1. Depunerea jurământului de către Consiliul Local cu Teanu Marian. Proiectul hotărârii privind aprobarea contului de exercițiu bugetar pe trimestrul 3/2021 al Comunei Parincea. Contul următorii. Proiectul hotărârii privind aprobarea rectificării bugetului cu locul de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea, aprobarea listei de investiții actualizată și a plan actualizat pe anul 2021. Punctul numărul 4. Proiectul hotărârii privind aprobarea actului adițional numărul 4, contract de execuție lucrări și proiect tare, numărul 3, din data de 23/3/2019, înființarea sistemului public de alimentare cu apă în Comuna Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 5. Proiectul hotărârii privind aprobarea actului adițional numărul 4, a contractului de execuție lucrări și proiectare, numărul 32, din data de 30/5/2019, înființarea sistemului public de alimentare apă uzată, canalizare, în Comuna Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 6. Proiectul hotărârii privind atestarea apartenenței domeniului public al Comunei Parincea a unui teren în suprafață de 8500 metri situat în satul Milești, Milești de Jos, Comuna Parincea, județul Bacău. Punctul numărul 7. Proiectul hotărârii privind efectuarea unui schimb imobiliar de terenuri în vederea realizării de obiective de investiții în interes local. Punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind aprobarea vânzării apartamentului numărul 3, situat în blocul numărul 1, scara A, etajul 1, sat Parincea, Comuna Parincea, parte din domeniul privat al Comunei Parincea, aprobarea raportului de evaluare și a metodologiei de vânzare prin negociere. Punctul numărul 9. Proiectul hotărârii privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Parincea, Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic George Tatucea Calciucov, Parincea. Punctul numărul 10. Proiectul hotărârii privind aprobarea numărului de echipamente de colectare cu bere alocate Comunei Parincea în vederea executării capacității de colectare a deșeurilor municipale și a aprobarea formularului contractului de asociere. Punctul numărul 11. Proiectul hotărârii privind stabilirea mandatului reprezentant de la autorități administrative teritoriale Comuna Parincea pentru ședința adunării generale a acționarilor SSC, Compania Regională de Apă Bacău, PSA, din data de 3/11/2021. Punctul numărul 12. Proiectul hotărârii privind aprobarea completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Punctul numărul 2. De hotărâri privind aprobarea modificării anexei X regulamentul serviciu de alimentare cu apă și de canalizare al contractului de legare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Numărul 556/2006/29/3/2010. Punctul numărul 14. Proiectul hotărârii prin aprobarea indicatorului tehnico-economic actualizat, a devizului general actualizat și a devizului rest executat pentru obiectivul de investiții, modernizarea sistemului urban public, prin creșterea eficienței energiei a corpurilor de luminar și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de luminar public în Comuna Parincea, județul Bacău, conform prevederilor ONG 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare. Punctul numărul 15, diverse. Mulțumesc, domnule primar. Să trecem la punctul 1 al ordinii. S-a primul ordine. Deci, cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de voturi. Punctul 1. Din punerea de vot, din punctul local, ales, cu Teanu Marian.
Jurăm, subsemnat Putea Dumnezeu, am fost consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 117 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind aprobarea Consiliului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunului Parincea. Așa să mă ajute bunul Dumnezeu. De dividenduri, prevederi totale 1.335.050 lei, realizat 8.316.397 lei, un procent de 66,03%. La partea de cheltuieli, total prevederi 14.521.440 lei, executat 8.564.314,18 lei. Un procent de 5,99%. Cheltuielile sunt împărțite pe categorii de cheltuieli și capitole, la fel și la venituri. Ați avut la dispoziție materialele, dacă aveți întrebări. Da. Dacă aveți probleme tehnice. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, în normalitate de voturi, am aprobat punctul numărul 2 al ordinii de zi, să trecem la punctul numărul 3, domnule primar. Aprobarea listei de investiții actualizată și a actualizat pe anul 2021. Conform legii rectificării bugetului de stat de anul 2021, am primit la capitolul sumă de facat din TVA pentru drumuri comunale, sumă de 124,05 lei. Sumă care la casă de cheltuieli va fi trecută la capitolul drumuri întreținere, adică pe tuire drumuri. Mai avem rectificare la capitolul 11.206, sumă de facat din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, sumă de 50.000 de lei. Sumă care va fi utilizată la partea de cheltuieli pentru achiziție centrală tehnică la Liceul Tehnologic Parincea, sumă de 44.000 lei și sumă de 2.500 lei pentru bunuri și servicii la autorități executive. Mai avem rectificare la capitolul Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL, pentru obiectivul canalizare cu sumă de 25.000. Pentru că la întocmirea bugetului pentru anul 2021 nu am prevăzut inițial efectele ordonanței numărul 114 din 2021, din 2018, cu majorarea manoperii prețului la material. Cam asta este în total. Dacă aveți întrebări. Mulțumim, domnul, poftiți întrebările, problemele care vreți să le ridicați. Nimeni? Deci la comisie.
Cum se numește? Aviz favorabil. Cum se numește 2? Aviz favorabil. Cum se numește 3? Aviz favorabil. Supun la vot, cine se pierde? Împotrivă în unanimitate de voturi, trece la punctul numărul 2 al ordinii de zi. 4. Domnul primar. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 al contractului executării lucrări și proiectare numărul 3 din data de 23.2019, înființat sistemul public de alimentare cu apă în comuna Pavincea, județul Bacău. În cuvântul domnul Grecu. După cum știți, înșelii care eu am aprobat de Dirigentul General al Executării și Dirigentul General Totalizator, în urma ordonanței de guvern numărul 15-10 din 2021. Ca urmare s-a încheiat act adițional și acum aprobăm act adițional pentru majorarea valorii cu diferența de contabilare a prețurilor materialului de construcție. Materialele sunt aici, diferența în totală este aproximativ de 271.629,07 lei cu TVA. Cam atât. Întrebări. Întrebări. Probleme. Trecem la comisii. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Îl spun la vot cine este pentru. Împotrivă, în unanimitate de vot, trece la punctul numărul 5. Domnul primar. Numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea adițional numărul 4 la contractul de executări lucrări și cu proiectare numărul 32, din data de 30.05.2019, înființare sistem public de alimentare cu apă luată, canalizare, în comuna Pavincea, județul Bacău. La acest subiect e și toate semnalul cu... Apa, da. Subiectul de vor. Aici este pentru canalizare. Diferența cu care se bazurează la prețul de material este 188.106,51 lei. Trebuie. Poftim, domnul? Astfel, faptul le-am văzut. Ați văzut, da, în democrație, pe comisie, sigur că. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de vot, trece la punctul numărul 6 al ordinii de zi. Punctul numărul 6, proiectul hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Pavincea, a unui teren în suprafață de 8.500 metri pătrați, situat în satul Milești, de zi jos, Comuna Pavincea, județul Bacău. Aici este vorba la Milești, este ceva între Milești de jos și Milești de sus. Am găsit, fără să vreau, am găsit un teren unde pe timpul a fost un lac. Deci pe timpul ce am știut a fost un lac, care am spus că de ce să nu valorificăm. Deci eu la momentul de față are un valoare de 7.000 de lei și de ce să folosim un domeniu privat al Comunei ca să crească valoarea, nu? Și cu intenția, pe parcurs, tot așa, hotărârea Consiliului Local, să investim niște bani, să-l decolmatăm, să-l prejbuim și să facem ceva frumos acolo, să putem să... Da, e excelent. Deci de asta l-am trecut de domeniul privat, ca să putem face și investiții și să fie de valoare. Dacă vă aveți bani... Este noi toți consilieri de scrim acolo primar. Deci acolo nu este lider de sarci, nu are nimeni tipul de proprietate, este în proprietatea Consiliului Local, nu dă peste nimeni. Pe timpul Ceaușescu de acolo se făcea și se uda de la toată valoare. Și păcat, că ea poate... Deci, eu am de jumătate de hectar numai de bani, cum ar veni. Și e foarte frumos, acolo e zonul curat, liniștit, e chiar de-o plăcut. Și pictorul respectiv chiar pe geală. Și unde le-a plăsat? Deci, la Milești, la Milești de... drumul care duci la Milești de sus. La șosea, ai făcut dreapta, imediat mai tu cum care duci dreapta. Dacă vezi drumul la dreapta, te duci exact la el acolo. Vezi, se vede sus, vede spine, acolo, trebuie curățată, vede așa. Eu nu am foarte, deci nu am chestii frumoase acolo, în curs. Poți să vedea aceea pe întâmplări? Da, poate vedea aceea pe întâmplări. Da, de la noi. Eu l-am simțit, dar nu cumva, iată ăsta, că tu ești gata. L-am pus jos, bine, bine. Și să pune în aval, se mai poate face încă un ea, și încă un ea, respectiv. Da, asta este bine. Din totul, după care vin cu greșe sus, tocă de sus.
tocmai de la cetățuie. Chiar să ne gândim, să ne gândim fondul europene, sunt mărini, sunt fondul europene care ne gândim ca să ne schimbim, să facem toată zonarea. Mai fac un post țin de rând, dar nu au fost la verifica, nu au acta, ei au acta, dar la data biserică care nu se opresc în drum. Sunt care au și de la vale de drum, nu eu cred, dar nu toți, dar ei care vin la vreau și ei, aici la posta nu, nu s-o apres nimeni, eu nu muncie, că nu mă ascult și nu spin. Dar dacă învățăm, da? Întrebări? Mai aveți? Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supun la vot cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de vot, trecem la punctul numărul 7. Punctul numărul 7. Proiectul de hotărâre privind acordul unui schimb imobiliar cu terenul în vederea realizării obiective de investiții de interes local. Aici este vorba de, terenul din centrul satului aici, care în anii au fost terenul în Popos, acum este proprietatea domnului Avram. Am căzut cu un acord cu domnul Avram, să ne dea nouă aici în centru și după să-i dăm un schimb bun de scenă. Am văzut el acolo are și materiale alea și el intenționează să facă materiale de construcții. Chiar aici în centrul satului, nu mai e vreau ca să fie decât să nu mai fie cu căruți, cu cai, cu vaci, cu... să eliminăm magazinele cu materiale din centru. Și am hotărât să facem schimb cu domnul Avram, o să vă spună valorile exact care sunt, nu... așa? Și noi să acolo să amenajăm terenul respectiv cu un teren de relaxare pentru bătrâni, pentru spune vrânci, mers, făcut frumos, ușor, trandafiri, făcut ceva frumos, nu știu, bătrâni, nu stă și în seara, stă pe capul la bătrâni, nu stă pe bar, acolo. Chiar să pune o masă în asta care să fie model, șah, tabli. Copaci, implantați. Copaci, ornamentale. Deci știi ceva frumos asta vreau să dar acolo la noi m-am uitat în schiță și n-am reușit să... Până unde am ajuns? 540 cm, până unde ajunge? Până la partea arată? Nu ajunge până la partea, mai puțin. Deci mai rămâne acolo. Deci cam de la de altă neciuri. Și acum așa o să meargă nu îi dăm decât să te schimbi. Da, nu. Întrebări așa? Întrebări? Comisia numărul 1? Comisia numărul 2? Comisia numărul 3? Sunt la vot cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de vot, trece la punctul numărul 8. Punctul numărul 3, hotărâre de aprobare a vânzării apartamentului numărul 3, situat în grupul numărul 1, scara A, etajul 1, S-ar face acum la Parnicea, apartamența domeniului privat al Comunei Parnicea, și aprobarea raportului de evaluare și a metodologiei de vânzare prin negociere. Este vorba de apartamentul unui eșeu. Solicitat cum să-l cumpere și nu are rost ca să țin câștigi scut de chirie acolo. Foarte puține, mai bine îl vindem și în loc acolo și aici. Nu e un bloc care să fie o valoare așa de mare. Domnul Grăb, spuneți dumneavoastră care este valoarea apartamentului. Eu sunt făcut expertiză de evaluare, de evaluator. El o stabilit care este viețul. Noi oricum negociem în loc mai mult de fapt și ăsta. Da, o să prezint eu aici proiectul. Prin hotărârea de Consiliul Local numărul 43 din 2007 s-a hotărât vânzarea apartamentelor care au fost în domeniul privat al Comunei Parincea. În 2020, în urma solicitării chiriașului de a achiziționa acest apartament, s-a procedat la raportul de evaluare a acestui imobil și a rezultat o valoare de 45.300 de lei la cursul euro din 14.09.2021. Cu condiția de negociere de 2,5% a pasului de negociere privind vânzarea stabilită conform raportului de evaluare. S-a stabilit metodologia de negociere prin care sunt prevăzute toate dispozițiile legale privind
procedura de licitație prin negociere, se vor urma acești pași în urma hotărârii dumneavoastră de a aproba vânzarea acestui apartament, a metodologiei de vânzare și a raportului de evaluare. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne adresați. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, spun la voi de TVR-ul, întotdeauna ne-a invitat la punctul numărul 9. Punctul numărul 9, proiectul hotărârii privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Parinci, al Consiliului de Administrație a Liceului Tehnologic Georgeta Giugea Canciucou, Parinci. Știți că am avut ședință, ne-a cerut prima dată de la Inspectoratul Comunei un singur reprezentant, după care au revenit și spun eu că tot trei reprezentanți trebuie să avem. Și acum trebuie să hotărâm din nou cei care vor fi zimeși, care vor fi Consiliul Local, în Consiliul de Administrație a Școlii. Deva s-a revenit, că se pusese problema ca să ajung în Consiliul de Administrație nou. S-a revenit la 13 da, membri din Consiliul de Administrație. Și acum, din partea Consiliului Local, trebuie să fie trei. Dar nu mi-ar fi permis să fac eu niște propuneri. Doamna Dumnezeu și Elena, care a fost, domnul Curteanu Marian și domnul Dima Gabriel. Dacă mai sunt și alte propuneri. Supunem la vot. Propunerea mea este să vă gândiți și la un suplean, în cazul în care... Acum, cred că sunt urmești majoritatea. Da, sunt ședințe foarte multe, deși trebuie participa la ele, asta e problema. Da. A fi bine, eu știu, un supleat în caz care îți vin, domnul, de exemplu, doamna Pastea Gheorghe. George. Supleat. Supun la cine se trebuie? Mai pune comisie? Nu. Da. Sigur, da. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, cine se pentru? În votivul unanimitatea a rezolvat problema numărul 9 și la punctul numărul 10. Punctul numărul 10, primul hotărâre din aprobarea bunurilor de echipamente, de colectare cu bere, alocate Comunei Parinci, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale și aprobarea formularului contract de asociere. Dăm cuvântul doamnei Cunanța. Da, în urma solicitărilor Unității Administrative Teritoriale Comunei Parincea, privind necesarul de pubere, s-a decis la nivelul județului Bacău suplimentarea numărului de echipamente pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Astfel, s-a aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 156 din 29.9.2021 pentru Comuna Parincea un număr de 75 de echipamente de colectare. Noi venim cu propunerea la dumneavoastră de a aproba acest număr de echipamente de colectare, de suplimentare a acestui număr de echipamente de colectare pentru Comuna Parincea, cât și a contractului de asociere cu Consiliul Județean Bacău pentru în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale din Comuna Parincea, prin punerea la dispoziție de către județul Bacău a unor echipamente de colectare a deșeurilor municipale, astfel cum sunt ele prevăzute în anexa numărul 1, adică numărul 75 de echipamente, și acela de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce le revin prin folosirea unor echipamente de colectare a deșeurilor municipale în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale din Comuna Parincea și pe cale de consecință atingerea țintelor de colectare din cadrul obligațiilor impuse de legislația specifică. Vă rog să-mi adresați întrebări dacă ceva nu a fost clar. Așteptăm. Eu aș avea o întrebare. Poftim, domnul. Domnul primar, dar noi știm, dumneavoastră aveți o situație, cât timp bine avem noi cam avat în două ani? Deci, ca să știi. Da, nu, stați cu mine. Deci noi, în Comuna Parincea, primesc în asociația cu 2001 persoane. 2001 persoane, da? Dar nu am luat toți cu bine.
Și tu vei dacă mă sun, poate mă tot mă spus să-mi ia cu bine, pentru că dacă nu are bine, nu plătește, da? Ei, când au plecat, ăștia a venit, situația este la domnul Vici, domnul Vici. La dumneavoastră a fost situația cam cât e? 1700. 1700, da. Ei, noi, în parcurs, după ce s-a terminat distribuirea de bubele care a făcut-o Oprescu, noi tot am solicitat, când mergea cu 10, 20, 10, 20, da? Ei, la un moment dat, au spus mai au micei. Da? Nu știu ce-o făcut, dar nu trebuia să-l atât de 2001 cât la vin da, da, da. De aia, nu sunt prezentat, nu acum și acum. Redistribuit de la alte primării. Pe tot, situația tot cu deficit de bubele. Da, 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 deficit de foarte mare, pentru că majoritatea e la spate. Pentru că iar, dar mai ales, ei când vin cu mașina, când îi dă zbun, toată lumea și aruncă acolo foarte dezorganizat, aruncă și pământ, și pietre, și mincatele de lucrate. Eu o să vin cu o propunere și o să spun să le desfințăm. Să facem investiții, să cumpărăm saci, să dăm la om saci, da? Și spune, doamne, vine mașina pe ăsta, sacul de plastic e aici, nu știu. O să trebuiască să intervenim noi, odată pe lună, cred, tractorul nostru, și să adunăm sacii care vin cu bidoane de plastic și aducem undeva de depozităm și când vine mașina cu video dată la urmă, să vină să ia direct la noi aici, ca să mai vine la urmă la sfârșitul. Pentru oamenii nu respectă. Bidoane de plastic, de carton, de sticlă? Plasticul merge la plastic, sticla, sticla e foarte puțin, deci poate sticla e foarte puțin, fierul vechi. Nu mai găsești cum sunt ăștia care au fost acum și chiar pe anul 2021 acum chiar o să stăm binișor când o să vină gata de mediu. Noi o să prezentăm tot felul ca să facă, deci băieții ăștia ne dă documente, tot felul care au ieșit din raza comunii Parigea. Și pe noi ne ajută foarte mult cu felul de. Dar e vorba de bidoane de plastic. Când eram eu viceprimar, știți că la Dunam aici am putut foarte 5 de mărți plini cu bidoane, vinea o firmă, mi le lua, dădea de gratuit, dar aveam documente prea pregate. Și deci era, era selectiv. Ei, acum așa dacă vin cu mașina, eu să duc și... Nu le mai era selectiv. Nu le era selectiv, nu. Și noi le ieșim cam prost. De asta spun, eliminăm cu bine astea mari, dăm saci la fiecare gospodărie, câteva, să ai câteva luni bune, da? Și spun, domnule, ăsta este pentru selectiv, aici am pus numai plastic, și strică că fie, nu spun nimic, și cu noi în care îți poate fiecare săptămână cu noi angajat. Și scăpăm de dezastru care este comun cu bebea. Am văzut, am pus acolo și ala de dispensarul medical, cutia aia, din plastic, de sână. Ei, duc acolo și cu noi angajat. Cine poate să iasă pândească? Da. Cine poate să iasă pândească, cine duce acolo, cine nu duce? Da, alte întrebări. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Până tot ce este pentru, mulțumim. Trecem la punctul numărul 11. Punctul 11. Primul hotărâri primul stabilirea mandatului reprezentantului de cala audiția administrării teriare Comuna Parigea pentru ședința adunării generale acționarilor ASC, Compania Regională de Apă, BACO, ESA, din data de 3.11.2021. Ce mă pot spune acum? Contabil, nu? Da. Deci Compania de Apă Regională BACO, în adresa numărul 1747 arată necesitatea adoptării de către toate OAT-urile asociate, a proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al OAT-ului, Parigea, în adunarea generală a acționarilor a companiei SC, Compania Regională de Apă Bacău SA, la care Comuna Parigea este acționar. Ca urmare, pentru ședința stabilită la se desfășura pe data de 3 noiembrie 2019, se solicită acordarea mandatului special al reprezentantului legal al OAT Comuna Parigea să voteze pentru în adunarea generală. Eu fac o propunere pe asta, adică a fost până acum domnul Dreicu și să rămână tot el, pentru că din multe ori se duce și e la majoritate. Da? Trebuie să nu construie, dar se duce la majoritate, oamenii, data viitoare, deci nu fel de la oamenii.
Și de asta spun, el se bucură oricum. Știi și ce se întâmplă acolo și majoritatea e că nu o să ocupă de probleme de administrative, de documente, de el îi face, el trimite, el face răspunsul și să fie și reprezentantul tot nouă condamnă. Deci, de câte ori vor avea ședințe, de atât nu cele nou hotărâri. Da, da. Cam așa e. Da. Dar noi nu propunem tot ce domnul Greb, dar sunteți de acord. Aveți alte probleme? Nu. Nu, comisia numărul 1, 2, 3, supun la vot, este pentru împotriva unanimitate de vot, trece la punctul numărul 12. Deci, punctul numărul 12, proiectul hotărâri privind aprobarea și completarea proiectului parcurilor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Cine prezentă noi o ascultă, nu? Da. 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 Deci, Matecul a proiectat mie la Asociația de Dezvoltare de Comunicare Bacău, asociație care se constituie în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării și monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, raza de competență a OAT-urilor mele, precum și realizarea în comun a unui proiect de investiții publice de interes zonal sau regional, destinat înființării, modernizării sau dezvoltării după cap, a sistemelor de utilități publice. Ca urmare, se solicită aprobarea în Consiliul Local de către toți membrii ADIB a prețurilor sau tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele cu alimentare cu apă și potabilă și de canalizare. Situația cu prețurile sunt în, sau este acolo ca material pus la dispoziție. Nu știu dacă trebuie să mai spun ceva despre asta. Și aștept întrebările de partea dumneavoastră, legare de ce fie. Da. Nu sunt întrebări. S-au studiat bine ieri sau convenit? Comisia numărul 1? Comisia numărul 2? Comisia numărul 3, supun la vot cine este pentru, împotrivă, în unanimitate de vot, trecem la punctul numărul 13 al ordinii de zi. Proiectul hotărârii de aprobare a ofertei anexe X, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, la contractul de delegare de acces, numit serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 556 din 2006, pentru 29 aprilie, ca 2010. Da, aici, ca urmare a modificării prețurilor, este necesară aprobarea regulamentului serviciul public de alimentare cu apă și canalizare și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public. La fel, documentele au fost puse la dispoziție, o întreagă documentație aici. Nu știu dacă aveți întrebări. S-a mărit. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Supun la vot cine este pentru. Contribuie în unanimitate de vot. Trecem la punctul numărul 14. Am și din punctul 14. Proiectul hotărâri privind aprobarea indicatorului tehnico-economic actualizat, a devizului general actualizat și a devizului elev executat pentru obiectivul de investiții, modernizare sistem iluminat public, creșterea eficienței energetice, a corpului de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Carincea, județul Bacău, conform prevederilor ONG-ului numărul 15 din 2021, privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare. Da. Deci este o situație similară ca la proiectul de alimentare cu apă și canalizare. Am aprobat în luna trecută modificarea, adică în urma modificării prețurilor la materiale, a divizului general totalizator și a divizului general rămas rez de executat. Pentru obiectivul modernizarea sistemului din alt public, divizul general totalizator este în sumă de 597.213,95, actualizat în urma aplicării prevederilor ordonanței nr. 15.
Divizul trebuie executat. Totalizatorul este de 572.818,95 lei, din care pentru bugetul local 84.968,95 lei și de la bugetul de stat prin AFM 487.850 lei. Prin urmare, noi putem solicita la APD-a Ministerului Comunului de Mediu, modificarea actului funcțional, modificarea actului de finanțare, cu suma de 8.150 lei, care reprezintă diferența de preț din material. Să completez aici un pic și o să spun că pentru acest obiectiv de investiții s-a semnat contractul de finanțare pe POEM cu Fondul de Mediu, iar la momentul ședinței suntem la fază de certificat de urbanism. Deci lucrările se desfășoară. Vorba, să spunem niște lucruri. Da, așa vreau să întrebare. Da, da, să poftim că nu. Să spunem, 400 de becuri sunt suficiente pentru deci, comunal. Deci nu, nu, deci au fost, așa este proiectul, nu se dădea decât de jumătate, da? Deci o să schimbăm cam o jumătate din comună acum, da? Nu tot toată comuna. Deci o să fie un studiu, da, un sunt rând care după ora 10 seara nu se schimb. Dar își miros, se mișorează densitatea și o să consumi mai puțin curent. Da, da? În cazul. Și după ce te dăm proiectul respectiv, tot mediul, o să mediu și cu cealaltă jumătate. Pentru că noi este avem un consum mare, noi avem niște jumătate, noi avem niște jumătate, 350, acolo 250, Nu ai dat referentul că la vă 5 lămpi, una la una singură. Deci vă lăsați că tot timpul a schimbat. A schimbat. Și aș vrea da aici așa, dacă tot să faceți, acum suntem la 11 de lei. Luați în calcul la lămpii care le-am montat acum, la Nănești, alea prelungirea de curent, de lângă stâlp. O pus lângă 20 cm de lângă stâlp. Se poate pune la o jumătate de metru măcar să lumineze către drum. El a pus, a văzut lampa, are 20 cm de braț. Și bate până în drum? Nu bate până în drum. Dacă el de lângă șanț e la 3 metri, eu am văzut la Bogoci, vă dau exemplu la Bogoci, da, este lampa, o duce exact până în jumătate de jumătate. Păi și trebuie să ai mai mare la Bogoci la cum la noi. De la stâlp până la... Nu, dar să țineți cont la stâlpii care sunt așa. Păi dacă stâlpul la 3 metri de margine de drum, poți să duc un braț mai lung. Dacă la urmă îi mai scurt, unul mai scurt, cum trebuie să-l pui de tot țigar. Da. Trebuie să avem în vedere și costurile pentru braț mai lung vor fi mai mari. Da. Dacă o pune pe rad? Da. 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 Am zis de parte. Da. Ideea este că, în perspectiva convenirii curentului electric, proiectul este binevenit. Și ne-am făcut, am trecut, știți, de când erați dumneavoastră. Da, da. Am vrut, ne-a ținut ca să trecem eliminatul public în proprietatea primării, iar avea mare reușit. Da. Apoi eram un primăr obligat, că dacă nu era proprietatea primării trecut, nu puteam să facem proiectul, nu l-a aprobat. Și am zis ăștia de la EON, au trebuit să plătim plătile lor vechi, să plătim o valoare. Cât a fost? 3.000 de lei? 4.000 pasuri, vrei să plătim într-un rost la valoare de 30? Nu vă spuneam că nu... Da, asta e. Suntem proprietari, nu putem să facem investiții, deci este proprietatea, pot să scu valoarea de la asta. Da, dar un contract de menționanță, de ținere. Deci o să avem și contract, dar, deci, scuzați, un contract este valoare zero. Nu poate dacă intervine plătina, nu facem contract cu... Dacă nu vine să-i dăm bani, de ce să-i dăm bani? Nu e. Facem contract dacă este nevoie, dar o perioadă, avem garanția lor, nu? Da. Deci, perioada de garanție nu trebuie să avem. Avem contractul, dar avem și garanția, deci nu trebuie să plătim. Alte întrebări. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3 și până la vot, cine este pentru, împotrivă în unanimitate de vot și trece la vot din punct cel mai legal. Diverse. Dacă v-am dumneavoastră la cineva... Te vrei să vă vorbim? Nu sunt? Domnul primar, ceva? Dacă vreți să vă spun ceva, dacă nu în calitate de președinte, declar...
casa ți s-a închisă.